Bine v-am regăsit! Sunt tot cu Sorina, sau ce știe Ina să facă pe Facebook. Bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit! Bun, astăzi într-un paradis verde preparăm ceva la fel de verde, da? Da. Preparăm o mâncare sănătoasă, o mâncare care nu este verde, dar de ce spun eu că e verde? Pentru că e naturală, e pură. Ne anunță, nu știu, un musafir că vine la noi imediat și nu știm ce să preparăm imediat pe loc. Sau vine copilul de la școală, n-am avut timp să-i preparăm mai nimic. Ce ne prepar tu astăzi? Are ca timp de facere doar 10 minute, nu? Da. Și după aceea e și gustos ce preparăm. Absolut. Hai să vedem ce folosim. Ok. Vom avea făină din semințe de in. Găsim aici în magazin? Da, găsim semințe de in pe care le mănânc. Să mi le ducă și mie cineva un pic semințele de in, să le văd un pic așa cum arată ele înainte de a ajunge sub forma aceasta. Bun, și acestea sunt făină. Pe care dintre cele două le-ai folosit? Aici. Aceasta. Făină. Făină din semințe de in. Uitați și noastră cam cât. Bun, mai departe. Ce mai folosim? Acolo sunt cam 3 linguri. Folosim tărâțe de psilium. Tărâța de psilium se găsește tot aici în magazin, ori așa, ori sub alte forme. Și mai folosim pudră de banane. Pudră de banane, cred că e grozavă. Da, e grozavă și e bio. Pentru cei care au probleme cu pesticidele. Pudră de banane, putem face apă cu pudră din asta de banane și să o mâncăm? Da. Ca o budincă? Da. Bai, ce grozav, deci pot să văd cum miroase. Să le spun și telespectatorilor, că eu nu pot, n-am atâtea mâini. Mulțumesc! Da. Să miros? Miroase a banană. Miroase puțin, da? Nu așa intens. În momentul în care începem să o preparăm. Miroase. Da. Bun, cred că e prea mult aici. Ok, hai să vedem cum facem cu toate ingredientele. Vom porni de la 3 linguri de tărâțe. De făină de semințe de in. Perfect, 3 linguri avem acolo. Da. Punem. O să punem 2 linguri de pudră de banane. Așa. Pudră de banane, grozav, grozav sună. Și avem aici tărâțe de psilium, din care vom pune 2 linguri. Să știți că aceste ingrediente pe care noi vi le prezentăm în emisiune nu sunt niște avioane de negăsit. Trebuie doar să veniți la raftul care trebuie și găsiți totul aici. Noi nu preparăm cu ceva ce nu se găsește. Bun, amesteci toate acestea, da. Și pui... Mai punem o linguriță de... O jumătate de linguriță de praf de scorțișoară. Nu, de vanilie. De vanilie. Praf de vanilie. Așa, praf de vanilie am pus. Și vom pune o linguriță de miere. De miere. Bun. Dacă o doriți mai dulce... Mai multă miere. Exact. Și mai punem și niște o să apă. Punem, da, și înainte să punem apă, o să punem un praf de nucșoară. Așa, că tot am vorbit noi de nucșoară aici în emisiune. O să folosim nucșoara și astăzi în această combinație. Ia uitați, așa arată nucșoara întreagă, așa arată nucșoara praf. Am folosit-o aici. Cred că gustul va fi grozav la final, nu? Da, este. Este foarte. Punem bun. Apă. Cam câtă apă? Maxim 100 de mililitri, dar pentru că... oricum vedem la ochi, nu? Exact. Tărâțele de psilium au tendința de a absorbi foarte rapid apa. Așa. Și ele vor da, de fapt, consistență prăjiturii noastre. Bun. Și în funcție de cât de multă vor absorbi ele... Da. Acesta apă. Este un aluat, da? Practic. Da. Este un aluat care se va întări de la sine, fără să stea la cuptor. Fără să stea la frigider, nici la frigider nu e obligatoriu să stea, știi, cum fac e mai bine. Își bagă degetul așa și gustă. Te rog! Putem să mai punem chiar un strop de apă, nu? Mamă, ce gust bun dă nucșoara! Da, este ca o... Ia e de vin aici! Turtă dulce cu banane și vanilie și o minune de gusturi ce care... Ce bunătate! Ce bunătate! Eu fac această prăjiturică
în porții mici, da, pentru că puiul meu ar mânca 5 dacă aș putea să-i fac. Mănânci 5 odată? Nu am încercat să-i dau, dar nu. Se pare că ar... S-ar putea, nu? Da, cred că... Bun. Ce facem cu gemul? Gemul îl folosim la sfârșit. Bine, punem în forme toată această compoziție. Așa, hai să vedem la cameră, da, în care punem. Așa. Și ea se va întări. Opa, așa se mai întâmplă în bucătărie. Avem, știi, un șervețel. Se mai întâmplă în bucătărie, luăm de pe masă, punem... Bun, așa, și mai departe. Așa. După ce am pus cu lingura în formă, aranjăm cu ajutorul degetelor. Evident, că toată lumea folosește degetele în bucătărie. Putem folosi ce forme de silicon ne plac. Orice avem în casă. Dacă nu avem forme de silicon în casă, putem să facem pur și simplu cu ajutorul mâinilor, modelăm, putem să facem fețe fericite, știu eu. O să pui ceva peste? O să faci ceva aici? Aici nu. Nu. Le punem la întărit. Așa, le punem într-un pic de folie, da? Da. Și le punem la întărit, la frigider. Noi am făcut asta înainte, ca să nu mai pierdem timp în emisiune. Și avem aici varianta care a stat la frigider, da? Da. Cât le-ai lăsat la frigider? 20 de minute, nu, e mult. 10 minute. 10 minute la frigider. Nici măcar. Se poate și mai puțin. Le trebuie încercat. Trebuie să încercăm să vedem dacă compoziția iese din formă. Așa, ia uite ce bine s-a întărit. Aici nu iese nicio compoziție, din nicio formă. Și le așezăm frumușel. Pe farfurie. Deci copilul tău spui că ar mânca și 5 din astea odată. Da. Așa de multe îi plac. Da. Deci e o prăjitură preferată de copii și are și foarte multe vitamine. Pentru că găsim aici pudră de banane, găsim tărâțea aceea de psilium, avem miere. Tărâțele de psilium și făina de semințe de in. Așa. Ajută la digestie. Este un, acesta poate să fie un ocină grozavă pentru că se va digera ușor și va ajuta organismul ca peste noapte să elimine tot ce ne este deprisos. Și acum pun, dacă vrem, opțional, punem niște dulceață de... Dulceață de căpșuni. Deasupra. Este un gel mai mult. Da. Mai și desenăm cu gemul de căpșuni. Trebuie să da? Facem în așa fel încât farfuria să fie frumoasă. E important. Vai, ce grozav! Ce grozav arată! Dacă avem musafiri... Ștergem farfuria, că nu e bine așa să fie farfuria murdară și întinsă, nu? Mamă, ce bine arată și recapitulăm. Am pus într-un bol 3 linguri de... Făină de semințe de in. Făină de semințe de in, da? Așa arată semințele de in. Am pus tăruțe din aceasta de psilium, le aduc eu. Așa. Mai avem acolo pudra de banane. Aici două linguri am folosit, niște nucșoară, după gust, miere, miere de albine ca îndulcitor, un pic de praf de vanilie, da? Bine, acum fiecare își ornează gusturile, pot pune orice. Bineînțeles. Și la final ai pus-o în niște forme, da? Așa arată varianta inițială. Noi am ținut-o la frigider și după ce a ieșit de la frigider, asta e, da? Da. Să gustăm? Te rog. Am să încep pe cea micuță de aici. Să vedem ce gust are. Un pic de gem. Wow! Acum le înțeleg pe copilul tău de ce ar vrea să mănânce 5 odată. Este grozav, grozav, grozav! Cum să denumim prăjitura aceasta? Și cina lui Tudor. Se simte pudra de banane... Ce bună e, ce bine se simte. Da, în momentul în care se amestecă cu celelalte ingrediente, își eliberează gustul și... Ați văzut cât de simplu și cât de eficient. E grozavă. Bravo.
Mulțumesc, mă bucur că îți place. Ce bună e! Trebuie să încercați și noastră să faceți acum. Mersi! Data viitoare, un alt condiment, altceva le arătăm telespectatorilor noștri. Da. Ce știe Ina să facă e pe Facebook, acolo găsiți tot felul de rețete. Eu sunt Cornelia și v-am transmis de aici, de la Paradisul Verde, o rețetă grozavă, cât se poate de naturală și cu ingrediente naturale. E foarte, foarte bună. E bine să o preparați și dumneavoastră. Puteți începe de acum. Toate cele bune! În emisiunea de astăzi, ținuta prezentatoare a fost asigurată de Ariet Atelier, strada Micael Weiss, colț cu piața Enescu, designer Magdalena Doroftei.